modul în care este structurată materia nu îi atrage. Este ceea ce au învățat astăzi elevii Colegiului Național Traian în cadrul activității Începe cu dreptul, care își propune să îi informeze pe școlari despre drepturile și obligațiile lor. Ne aflăm astăzi aici pentru că am implementat noul nostru proiect Începe cu dreptul. Este un proiect ce privește informarea elevilor din întregul județ, de la toate cele 19 școli din județul nostru, cu privire la drepturile lor, obligațiile și sancțiunile care le revin. Toate acestea fiind incluse în statutul elevului, un act aprobat prin ordinul ministrului, și am venit să le prezentăm aceste drepturi pentru că mulți elevi din județul nostru nu le cunosc și nu le pot folosi în apărarea lor. Noi am acceptat să fim partenerii acestui proiect, deoarece ni se pare că este o foarte bună modalitate de a le prezenta drepturile, atât drepturile cât și obligațiile pe care elevii le au, și cam acesta este rolul nostru al Consiliului Școlar, acela de a acționa în favoarea și pentru elevi, și este o foarte bună modalitate de a face clar acest lucru pentru ei. Cunoșteam mare parte din cine s-a prezentat, dar cred că această activitate a fost foarte bună pentru elevii acestui liceu, deoarece mulți nu sunt informați, nu neapărat pentru că, în mare parte pentru că nu vor, nu sunt informați, pentru că nu se interesează. Dar ne-au învățat foarte multe, ne-au învățat despre drepturile noastre și cred că este o activitate foarte bună. Din activitatea ta în cadrul Consiliului Elevilor, care este dreptul, care este cel mai des încălcat elevilor? Dreptul cel mai des încălcat? Cred că este acela de a se aduce lucrările în termen de 15 zile lucrătoare. Această prezentare a fost foarte importantă, deoarece au venit mult mai mulți elevi ca de obicei și au putut învăța mult mai multe chestii, de exemplu despre cum să își învingă profesorii dacă sunt nedreptățiți. Ne-am ocupat destul de mult cu această activitate și cu organizarea ei. Proiectul Începe cu dreptul va ajunge în toate unitățile de învățământ liceal din județ.